magie, magie, fetița cu surprize să vie. Acum să spunem împreună: 3, 2, 1, magie, magie, vrem surprize o mie. Magie, magie, fetița cu surprize să vie. Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Oh! Wow! Câți copii frumoși! Salutare, prieteni! Salutare la toate fetițele! Salutare la toți băieții! Bună ziua, stimați oameni maturi! Salutare la toți cei de la balcon! Ați venit cu toții să facem împreună surprize și magie? Sunteți pregătiți? Cuvintele magice le-ați învățat? Copii, dar noi încă nu putem începe. Dar știți de ce? Noi aici nu eram pregătiți de spectacol. Noi ne jucam de-a fața ascunselea cu toți prietenii mei. Și așa dintr-o dată am deschis ochii și am văzut atâția copii frumoși. Și ca să începem spectacolul pentru voi, ca să ne distrăm împreună și să facem magie împreună, trebuie să mă ajutați să găsesc pe toți prietenii. Că ne jucam de-a v-ați ascunsele și ei s-au ascuns. Vreți să mă ajutați să-i găsim? Vreți să-i strigăm? Poate iasă așa pe jur? Deci, strigăm cu toții prieteni, da? 3, 2, 1, prieteni! Nu se vede, mai tare trebuie! Prieteni! Nu vine nimeni, probabil nu ne aude, nu? Știți ce mă gândesc eu? Ce ziceți dacă îi păcălim un pic? Sunteți de acord? Voi păcăliți prietenii voștri! Dar știți regula de aur a fetiței cu surprize? Când fetița cu surprize se apucă de cântat și dansat, toți prietenii se adună pentru că știu că e timpul pentru surprize, așa e? Vreți să cântăm împreună imnul fetiței cu surprize? Să pregătim pălmuțele așa, a? Așa, acum toată lumea sus! Să pregătim și tot corpul, toată lumea să se ridice. Dăm așa din piciorușe, tare, 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 tare. Și spatele drept, hop! Respirăm adânc. Și zâmbim frumos. Și acum să chemăm împreună muzica. 3, 2, 1, să vină muzica! Sunt fetița cu surprize, fac mereu minunății. Am în tolba mea de vise pentru voi, doar bucurii. Voi veni
viața ta. E surpriza, o testare, dacă ai sau nu umor. Să aveți nițel răbdare, fac surprize tuturor. Clipa cu surprize este uimitoare. Eu aduc surprize pentru fiecare sărbătoare. E mare să aveți răbdare, am multe surprize pentru mic și mare. Clipa cu surprize este uimitoare. Surprize pentru mic și mare. Clipa cu surprize este uimitoare. Eu aduc surprize pentru fiecare sărbătoare. E mare să aveți răbdare. Am multe surprize pentru mic și mare. Clipa cu surprize este uimitoare. Eu aduc surprize pentru fiecare sărbătoare. E mare să aveți răbdare. Am multe surprize pentru mic și mare. Ura! Salutare! Dar stați așa! Unde l-ați pierdut pe Bobiță? Copii, voi îl cunoașteți pe Bobiță, mofturosul? Băiatul care doarme, nu-i place să zică mulțumesc, l-ați văzut pe undeva? Ce se aude? Cred că s-a ascuns și a dormit, nu? Ia să cilim urechile, hop! Sigur el. Vreți să-l trezim și să-l strigăm tare, tare, tare? 2, 1, Bobiță! Nu se vede, mai tare, mai cu forță. Bobiță! Vin imediat. Chiar acum vin. E, mai somnorosule, băi, Bobiță, unde ești? Iar ai adormit toată ziua, bună ziua cu somnul ăsta. Uite câți copii ne așteaptă aici frumoși. Salutare, copii! Noi am auzit că răsună muzica și ne-am gândit dacă nu cumva a început spectacolul. Și în graba cea mai mare am venit aici cu toți la sărbătoare. Bobiță, dar te-ai trezit sau doar așa te-ai ridicat de pe locușorul tău? M-am trezit deja un pic, m-am trezit deja copii, un pic. Copii, vreți să-l vedeți pe Bobiță în acțiune? Vreți să vedeți cum el se prezintă și cum spune el că el nu e mofturos, dar de fapt e un mofturos? Vreți să-l vedeți? Să chemăm muzica! 3, 2, 1, să vină muzica! Cel mai, cel mai mare mofturos. Mă numesc Bobiță, sunt băiat frumos și sunt cel mai, cel mai. Nu-s
să fac sport. După vreo 5 metri limba-i cât un cot. Primul sunt la toate pentru că fac sport. După vreo 5 metri limba-i cât un cot. Tra-la-la, tra-la-la, nu e chiar așa. Tra-la-la, tra-la-la, ba e chiar așa. Tra-la-la, tra-la-la, nu e chiar așa. Tra-la-la, tra-la-la, ba e chiar așa. Tra-la-la, 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 tra-la-la. Bobiță, nu-mi zic că ai obosit deja. Fetița cu surprize, fetița cu surprize. Ce s-a întâmplat? Noi când ne jucam de fața scunselea. Și tu ai adormit? Și da, eu am adormit, uite colea. M-am ascuns, uite colea, și am adormit cu capul pe nu știu ce mare și roșu. Ce-o fi ăla? Nu știu. Prieten, o piatră mare. Nu vreți să mă ajutați pentru că este foarte greu. Oare ce-o fi găsit bobiță ăsta? O a dormit, poate o visat, o piatră și vrea să aducă o piatră, nu? Ia să vedem ce aduce acolo. Dar-i greu, tare, tare, nu? Vai, ce poate fi ăsta? Ce poate fi ăsta? Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Roșu, un sac... Suntem în preajma Crăciunului? Nu am cea mai vagă idee ce o fi aici. De fapt, nu e voie să ne uităm în lucrurile străine. Dar eu cred că acum este o situație extremă și trebuie să vedem ce există acolo în interior. Poate avem un indiciu? Sunteți de acord? Haideți să vedem ce-o fi, ce-o găsit aici, bobiță. Ia să vedem ce aveți aici. Mă, dar se deschide greu. Ia să vedem ce mare. Wow! Uite, scrie acolo Marinica, Vasilica, uite, Gheorghiță. Eu cred că știu ce este. Nu pot să cred. Vă gândiți și voi la ce mă gândesc eu acum? Ce o fi? Sac roșu. Este plin cu scrisori. Nu. Nu, e a poștașului, cine nu știe că e a poștașului? E a poștașului! Nu, bobiță, n-are cum să fie a poștașului. Uite-te, coincidență. Sac roșu, plin cu scrisori. Scrisorile au tot felul de nume a copiilor. Da. E roșu. Da. Suntem în preajma Crăciunului. Da. A cui poate fi sacul? Copiii, voi știți a cui poate fi sacul? Al lui Moș Crăciun? Nu! Exact la asta mă gândeam și eu! Nu! Nu există Moș Crăciun! Dar nu există Moș Crăciun! Este o poveste! Copii, voi nu credeți în Moș Crăciun! Moș Crăciun nu există! Așa că nu credeți în Moș Crăciun, copii! Nu există Moș Crăciun! Cum să nu există Moș Crăciun? Ba da, bobiță, Moș Crăciun există! Așa e, copii! Și ne aduce multe daruri! Da, nu există Moș Crăciun. Voi ba cum? Da, există. Și eu cred că noi trebuie să-l salvăm. Ceva s-a întâmplat cu Moș Crăciun. Deci am pierdut sacul cu scrisori. Așa e? La sigur că cineva ne-a făcut o farsă aici și ne-a dus în eroare. Eu nu cred în Moș Crăciun, așa că o să merg să dorm. Iar voi stați aici și așteptați Crăciunul. Iar pe urmă să mă chemați când o să mă trezească, când o să obosiți să mă chemați. Bobiță mofturosul, ca de obicei, și Toma necredinciosul pe la toate. Te duci să dormi, da? Da. Du-te și dormi să crești mare. Să fiți salvatorii nației. Eu merg să mă culc și când o să vină Crăciunul, să mă treziți, să mergem împreună la bunica să mâncăm prăjituri. Da, uite așa, du-te și dormi și crești mare în burtă. Nu, Moș Crăciun există și ceva s-a întâmplat cu el. Dacă Moș Crăciun și-a pierdut sacul cu scrisori, asta ce înseamnă? Că Crăciunul nu mai există? Păi ce înseamnă dacă scrisorile n-au ajuns la Moș Crăciun în atelierul lui? Înseamnă că nu vom mai avea cadouri? Și asta ce înseamnă? Că
Crăciunul nu vine și nu vom mai colinda? Nu pot să cred. Copii, voi credeți că Crăciunul nu poate să existe anul ăsta? Eu cred că noi suntem curajoși și trebuie să fim salvatorii Crăciunului. Ce spuneți? Sunteți de acord? Suntem noi curajoși? Așa, vreau să aud toți băieții cât de curajoși sunt și să-mi arătați mușchișorii. Băieții, sunteți curajoși? Hăp! Unde vă sunt mușchișorii? Așa, fetițele, sunteți curajoase? Hop! Și acum toată lumea, suntem salvatorii Crăciunului? Da! Haideți să ne pornim și să salvăm Crăciunul. Trebuie să-l găsim pe Moș Crăciun. Cum să facem? Cum să-l găsim pe Moș Crăciun? Am o idee. Ce ziceți dacă ne folosim de magie? E o idee bună? Și dacă facem magie și luăm săniuțele noastre fermecate și zburăm așa și îl găsim rapid pe Moș Crăciun, sunteți de acord? Așa, cum facem noi magie? Toată lumea sus, ne ridicăm de pe scăunele, așa, pregătim piciorușele, așa, toată lumea se aud piciorușele. Îndreptăm mânuțele în față, dăm din degetuțe să funcționeze magia și numărăm. 3, 2, 1, magie, magie, vrem surprize 1000, magie, magie, săniuța fermecată să vie! Și să vină și muzica odată cu săniuța! Săniuța! Acolo.
am făcut o făcută nefăcută. Și nu cred că voi mai fi cel mai bun ajutor al lui Moș Crăciun. Mă va trece pe lista copiilor obraznici pentru toată viața. Și în loc de cadouri frumoase, voi primi doar bucăți de cărbune negru. Spiridușule, bună! Dar ce să... De ce ești necăjit? De ce plângi? Eu am zburat cu săniuța mea fermecată, atașa vâj, să colectez scrisorile copiilor pentru Moș Crăciun, să le aduc la atelierul lui Moș Crăciun, ca acolo toți spiritușii să construiască jucăriile ce le doresc copiii cu minți. Și eram atât de entuziasmat că am reușit să adun scrisorile copiilor atât de rapid, încă m-am aventurat cam mult. Am mers cam repede și nu am băgat de seamă când sacul cu scrisoarea lui Moș Crăciun a căzut din zanie. Spiridușul și... Zorzonel, scumpule, uite câți prieteni avem noi aici. Toți pot să fie prieteni tăi și pot să te ajute. Dar vrei să-ți spun cel mai frumos ce s-a întâmplat? Noi am găsit sacul lui Moș Crăciun! Pe bune! Da! Ați găsit voi sacul cu scrisoarea lui Moș Crăciun? Ura! Ura! Sunteți cei mai buni prieteni ai mei! Oh, păi voi povesti lui Moș Crăciun despre ce făcut, că nefăcut am făcut și îi vă spune că voi ați fost cei care ați salvat Crăciunul! Sunteți cei mai buni prieteni ai mei! Suntem cei mai buni prieteni a spiridușului Zorzonel? Și vreți să-l învățăm pe spiridușul Zorzonel dansul prieteniei, să-i arătăm cât de buni prieteni suntem? Haideți să te învățăm dansul prieteniei! Ai învățat vreodată dansul prieteniei acolo în atelierul tău de jucării? Nu! Nu? Hai să ne poziționăm așa frumușel, toată lumea dreaptă, toată lumea se ridică de pe scaunele! Toată lumea sus, sus, sus! Îndreptăm spatele așa, hop! Respirăm adânc! Și zâmbim frumos! Și uite-te cuvintele melodiei Prietenia. Și dansul este foarte simplu. Copiii, ne ajutați să dansăm împreună? Stăm așa frumos, cu spatele drept, mânuțele în față, da? Și cântăm împreună. Tu, prietenul meu, nu uita, nu uita, vei trăi mereu în inima mea. Ha-ha! Sunteți pregătiți? Chemăm muzica? 3, 2, 1, să vină muzica! Să împarți, hei, 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 cântecul și inima, hei, hei.
față, gașcă! Cum sărbătorim prietenia? Mânuțele în față și strigăm ura! Zorzonel, noi nu vrem prea mult să te reținem. Noi sacul cu scrisoarea lui Moș Crăciun l-am ascuns în cutia mea cu surprize. Și ca să o putem deschide, ne trebuie formula magică. Asta înseamnă că trebuie să spunem cuvintele magice, să putem deschide cutia cu surprize, să-ți putem da sacul. Copii, ne ajutați să spunem cuvintele magice! Copii, n-am auzit, ne ajutați să spunem cuvintele magice! Știți regula? Toată lumea trebuie să spună cuvintele magice. Altfel, magia nu va funcționa. Sunteți pregătiți? Toată lumea se ridică și pregătesc piciorușele. Așa. Toți copilașii și cei de la balcon. Toată lumea. Și îndreptăm spatele. Hop! Respirăm adânc. Și zâmbim frumos. Și întindem mânuțele în față. Mișcăm degetuțele ca magia să funcționeze. Toată lumea degetuțele așa, așa. Și spunem cuvintele magice. Magie, magie, vrem surprize o mie! Magie, magie, surprize în cutie! Haideți să deschidem cutiuța, să-i dăm sacul lui Zorzonel. Cutia nu vrea să se deschidă, oare de ce? Cine din voi nu a spus cuvintele magice? Să ridice mâna sus cel ce nu a spus cuvintele. Cine e acela? Tu n-ai spus cuvintele magice? Le-ați spus? Păi și de ce magia n-a funcționat? Trebuie să fie aici cineva cine nu a spus cuvintele magice. Mai repetăm o dată? Spatele drept. Hop! Respirăm adânc. Zâmbim frumos. Mânuțele în față. Degetuțele, degetuțele le mișcăm să provocăm magia și repetăm. Magie, magie, vrem surprize o mie. Magie, magie, surprize în cutie. Sper că acum toată lumea a spus. Nu se deschide, ce-o fi asta? Totuși, cineva din voi nu a spus cuvintele magice. Știu cine, oamenii maturi nu ne... Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Vai, mi-a amintit! Dai, 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 strigăm! 3, 2, 1! Bunica! N-aude! E cam bătrână! Încă o dată! Bunica! Băleu, mă strigă cineva? Alo, bunica! Ei, copii frumoși și năzdrăvați! Ați venit deja să mă colindați? Nu, bunica! Noi încercam să facem magie aici, ca să scoatem sacul lui Moș Crăciun din cutia mea de scrisori. Și trebuia să spunem cuvintele magice. Le-am repetat de două ori și magia n-a funcționat. Și acum am înțeles care e problema. Tu ascultai muzică tare și dansai acolo și noi n-am putut să facem magie ca să se deschidă cutia. Vrei să ne ajut să deschidem cutia? Vai, copii, n-am știut că sunteți aici! Hai să vă ajut să o deschidem! Copii, bunica, ne ajut! Magice? Da, păi trebuie să spunem cuvintele magice, să încercăm din nou să deschidem cutia, dar trebuie toată lumea să spună cuvintele magice. Și oamenii maturi, ne ajutați? Toată lumea să se ridice! Și oamenii maturi să se ridice! Cum magia trebuie să funcționeze, da? Toată lumea sus, așa, așa! Și ne pregătim frumos! Piciorușele așa, așa, să se audă! Mânuțele în față, degetuțele le pornim și repetăm împreună!
Magie, magie, vrem surprize o mie! Magie, magie, surprize în cutie! Bravo! Să vedem, să vedem, să vedem! E acum? Op! Hei, așa e, dacă spune toată lumea cuvintele magice, cutia s-a deschis! Uite sacul lui Moș Crăciun! Prieteni, ajutați-mi să-l dăm la Zorzonel, că el trebuie să se grăbească, să ajungă în atelierul lui Moș Crăciun, să ne pregătească cadouri multe! Copii, voi iubiți cadourile! Zorzonel, noi ne bucurăm tare mult că te-am putut ajuta! Mulțumesc, copii! Să știți că o să povestesc lui Moș Crăciun despre voi! Cei mai buni prieteni ai mei, cum ați salvat Crăciunul! La revedere! La revedere! Cel mai bun prieten al nostru, Zorzonel, o să ne spună la Moș Crăciun că am fost salvatorii Crăciunului! Fetiță cu surprize! Da, bunica! Se înțeleg că voi sunteți salvatorii Crăciunului? Da! Bravo, bravo, copii! Bunica, e o poveste atât de lungă! Dacă se spune mai pe scurt, noi am făcut așa frumos, frumos magie. Am găsit sacul, l-am luat, l-am ascuns, l-am pus, l-am dus la... Și acum suntem salvatorii Crăciunului, da? Ce copii! Am fost cei mai curajoși! Bravo, bravo! Suntem supereroi Crăciunului! Cine este supereroi Crăciunului? Să ridice mânuța sus! Suntem cu toții supereroi Crăciunului! Să chemăm muzica pentru supereroi! 3, 2, 1, să vină muzica! Unde sunt aplauzele? Să înțeleg cu o privire bravă. Doar înainte merg, vreau să am lângă mine doar oameni fericiți. Încrederea în sine o am de la părinți. La 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 la. Cu-n zâmbet peste toate trec, vreau să descoper tot ce nou. Se poate dezvolta, de o să ai reține curajul de a încerca. Iar pentru a obține succes în viața ta, să crezi din tâi în tine și nu vei regreta. La 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 la. Cu-n zâmbet peste toate trec, vreau să descoper tot ce nou. Să crezi în tine zi de zi. La 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 la. Supereroi! Unde sunt mânuțele supereroilor? Bravo! Suntem supereroi Crăciunului!
Ce bravo sunteți! Pentru toți supereroii am pregătit multe dulciuri și prăjiturile! Copii, supereroii, vor dulciuri! Da! Multe, multe! Da, da, unde-i Bobiță? Am pregătit prăjitura cu miere ce îi place extrem de mult! Bunica, Bobiță a zis că nu există Moș Crăciun, așa e copii! Bobiță a zis că să fim noi salvatorii nației, că el nu crede că există Crăciun. Bobiță a zis că se duce la somn să crească în burtă și ne-a lăsat toate așa baltă, e foarte supărăcios și mofturos pe lângă toate. Aracan de mine! Și ca de obicei, doarme pe undeva, cred că. Păi dacă de obicei, Bobiță doarme toată ziua, bună copii, ziua! Copii, copii, haideți să-l strigăm pe Bobiță! Îl strigăm? Cu toții, să-l trezim! Îl strigăm pe Bobiță? Da, da, copii, să-l strigăm! 2, 3 și... Bobiță! Bobiță! Încă o dată mai tare! Bună dimineața! Bună dimineața, a venit Crăciunul deja! Bună dimineața! Bunica! Bună dimineața! Simt un miros de chec cu scorțișoară și de chec cu miere de care îmi place mie. Bobiță somnorică! Cât somn în cap în tine, măi, copiluțule măi! Bună dimineața, ce nu a venit Crăciunul! Doamne! Da, Bobiță, da, noi am pregătit de toate. Dar dacă pentru tine, acum, e bună dimineața... Bună dimineața! Atunci e timpul pentru sportul nu de dimineață. Nu vreau să fac sport! Mie nu-mi place sportul! Sunteți pregătiți de sport! Mie nu-mi place sportul! Să-mi trezim pe Bobiță! Eu nu vreau să fac sport! Cum chemăm noi muzica? Eu nu vreau să fac! Toată lumea! 3, 2, 1, se vină muzica! Oh!
Bobița a obosit. Te-ai trezit, bine, poate, da. Nu m-am trezit. Crăciunul încă n-a venit, prăjiturică încă nu mâncăm, așa că eu mă duc să mă culc. Stai, Bobiță, tu hibernezi ca urșii. Nu. Ursulică, da. Ursulică, nu. Mamăligă, ursulică. Eu sunt supărat pe voi, că voi pe mine m-a păcălit numai cu mirosul de prăjitură. Stai, Bobiță. Vin încoace, stai o secundă. Bobiță, nu, de ce ești așa de mofturos și supărăcios? Eu sunt supărat. Nu-i bine așa să fii. Eu sunt supărat. Uite la mine, ai grijă, dragul bunicii, că celor ce se supără le cade nasul. Nu, eu merg să mă culc, să o să mă țin de nas, uite așa, să nu o să cadă. Da, să ții la revedere, bine. Eu merg să mă culc, o să mă țin așa de nas. Ține bine. Da. Să mă chemați când o să vină Crăciunul, să mă chemați. Bobiță se duce la somn să se țină așa de nas, dar oare cum respiră așa? Bobiță somnoroasă, doarme toată ziua, bună ziua. Vă place de Bobiță? De ce? Că e mofturos? Dar de fapt el e simpatic așa, nu? Numai că e tare lene și nu vrea să facă nici sport, nici mulțumesc să spună, nimica nu vrea să facă și tare mofturos și supărăcios, așa e? Pă, Bobiță, trebuie mult să-l mai învățăm să fie politicos. Da. Ce facem mai departe, bunica? Tu ai pregătit toate prăjiturile, totul este pregătit de Crăciun, dar noi nu suntem supărăcioși, nu? Sau ne-am supărat exact ca Bobiță? Nu? Cine poate zâmbi așa frumos ca mine? Hai cu toți odată să zâmbim, da? 2, 1 și... Haideți să chemăm muzica și să dansăm dansul zâmbetului, vreți? Întinde mânuțele, 3, 2, 1, să vină muzica!
spuneți-mi, vouă, ce se aude? Copii, ce se aude? Copii, oare cine se aude? Unde e Moș Crăciun? Unde e Moș Crăciun, că se aude? Hai să cilim urechile încă o dată, hop! Ho, ho, ho! Sigur e Moș Crăciun, nu? Mai cilim urechile, că se aude de departe! Hop! Uitați-vă, Moș Crăciun! E cea mai frumoasă noapte și în casa noastră iară e miros de mere coapte și de chec cu scorțișoară. Toată lumea e bucuroasă, casa parcă-i mai frumoasă, chiar și bradul s-a gătit, e frumos împodobit. Un Crăciun luminos, un Crăciun pastuos, un Crăciun bun și lin pentru orice copil. Un Crăciun așteptat, un Crăciun minunat, un Crăciun uimitor, vă dorim tuturor. Arde focul viu în sobă, e scăldat brandul lumină, tot șoptim aceeași vorbă, Moș Crăciun azi o să vină. Vei ști stanțuri grațioase, veți primi daruri frumoase, ia colinde dacă știți, veți avea tot ce doriți. Un Crăciun luminos, un Crăciun pastuos, un Crăciun bun și lin nepoței! Ce sărbătoare frumoasă aveți! Ce frumoși și luminoși sunteți cu toții! Bine v-am găsit la această sărbătoare! Bine v-am găsit la această frumoasă sărbătoare de ajun! He, he, he! Am auzit, eu am auzit de făcută nefăcută pe care a făcut-o Zorzonel, hei, Zorzonel! Și am venit în graba mare aici la voi ca să-i văd pe cei care a salvat Crăciunul! Sunteți foarte frumoși! Noi suntem supereroii Crăciunului, supereroii Crăciunului sunteți, bravo, da! Vouă! Da, noi și suntem! Pentru că mai avem câteva zile până la Crăciun, astăzi trebuie să facem noi o sărbătoare a noastră aici, ne pregătim spiritual pentru întâmpinarea celei mai frumoase sărbători creștinești, Crăciunul, sărbătoare de iarnă care de grabă vine, această sărbătoare creștinească de iarnă, dar ce fel de sărbătoare de Crăciun fără colinzi? Dar voi cunoașteți vreo colindă? Noi știm multe, multe, așa e, copii! Noi știm, colindăm, colindăm iarna, și mai știm florile d'albe, da,
știm. Și gata? Nu, mai știm multe. Păi moșul vrea să asculte o colindă, așa, să o cântați cu toții, da, copii? Cântăm o colindă cu toții? Copii, vreți să-l colindăm pe Moș Crăciun? Să chemăm împreună muzica! 3, 2, 1, să vină muzica! Se aud clopoței! Mi-ați plăcut foarte mult! Copii, voi sunteți bucuroși că a venit Moș Crăciun! Sunt foarte bucuros să vă văd atât de frumoși, dar, dragii mei, vreau să vă fac o provocare provocatoare la toți acum! Provocare provocatoare? Așa, provocatoare! Moș Crăciun ne dă provocări? Păi, sigur că nimeni dintre voi nu știți, dragi copii, un secret al moșului! Un secret. Moș Crăciun are secrete? Păi, prima dată aud. Moș Crăciun. Voi știați că Moș Crăciun are secrete? Îmi pare rău, Moș Crăciun, că te-am întrerupt, dar eram așa uimită că tu ai secrete. Credeam că tu le știi pe toate și le spui pe toate. Păi le spun, dar ce să fac așa? Este Moș Crăciun când vine la o sărbătoare. Și provocarea mea provocatoare și secretul meu, de fapt, este că mie foarte mult îmi place să dansez. Pe bune și nouă ne place să dansăm! Pe bune! În asta și constă această provocare provocatoare. Cine dansează mai repede? Cine este mai repede la dans? Cine dansează cel mai repede? Cine este mai rapid la dans? Ia să vedem. Hai să ridicăm mâna sus cine e cel mai bun dansator! Uite, moșu, câți dansatori avem! Așa? Păi, hai! Sigur, să trecem provocarea! Cum chemăm noi muzica? Ne pregătim frumos așa și... 3, 2, 1, să vină muzica!
bravo copii! Cine a fost cel mai rapid? Eu cel mai bun am fost. Toți copiii au fost foarte rapidi. Bunica a fost cea mai rapidă. Și bunica a fost foarte rapidă. Bunica! Bravo, bunica! Bravo, bunica! Moșul trebuie un pic să mai exerseze, pentru că nu am fost la nivelul copiilor care au fost extraordinari la acest frumos dans. Și acum, moșul, după această provocare provocatoare care v-am făcut-o, vreau să vă pun la o încercare, copii. La încercare? Iar la încercare? Treceți așa mai în față, pentru că moșul o să vadă cine dintre voi este cel mai isteț. Ia să vedem. Hai să ne așezăm aici, că cu siguranță ne pune acuși multe întrebări. Moșul o să vă pună niște întrebări. Așa, am zis eu ce provocare provocatoare știe moșul Crăciun. Că cine... de dansat e cam greu așa. Pentru moșul, dar ce așa. Așa. Ia să ne spui. Să-mi spuneți da sau nu? Pregătiți? Atâta este. Să-mi spuneți da sau nu. Sunteți gata? Copii, Moș Crăciun e moșul bun? Da! Vine în seara de ajun? Da! Voi îi spuneți poezii? Da! Moșul îi ceartă pe copii? Nu, nu ne ceartă. El vă duce ciocolate? Da! Care sunt neamne foarte sărate? Aha, moșul vine cu fulguța? Da! Iarna fuge săniuța? Da! Bradul-i plin cu jucării? Da! Lângă el vin mulți copii? Da! Bradul crește în pădure? Da! Bradul ne dă fragi și mure? Nu! Iarna totu-i argintiu? Da! Puișorii fac piu-piu? Da! Apa o înghețat pe lac? Da! Broasca face mac-mac-mac? Rața face oac-oac-oac. Nu! Păi, rața face mac-mac-mac. Mac-mac-mac și broasca face oac-oac-oac. Anul nou e în toată țara? Da. Cu colinda mergem vara? Nu, moașule. Cum nu mergem vara cu colinda? Păi nu cântăm noi. Colindăm, colindăm vara pe la uși, pe la ferești. Moșule, noi cântăm așa. Colindăm, colindăm iarna pe la uși, pe la ferești. Hai, pe bune! Sunteți fantastici! Bravo, Petru, noi! Bravo! Sunteți foarte isteți, moșul. Oh, un pic să se retragă. Moșule, vrei să te așezi? Acolo, simt... Ușuriel, stai, te faci comod aici și privești copiii. Mulțumesc, bunica, Moșu, știți că este bătrân și trebuie să mai stea, mai ales după atâta dansă. V-a plăcut cum a dansat Moș Crăciun? Și mie mi-a plăcut, era așa, ram-zam-zam, guli-guli-guli-guli, ram-zam-zam, așa făcea, nu? Dar vreți să-i spunem la Moș Crăciun cel mai mare secret al copiilor? Moșule, cel mai mare secret al copiilor este că noi ne dorim mai multă atenție de la oamenii maturi. Noi ne dorim ca oamenii maturi să ne spună te iubesc și noi să spunem mulțumesc. Noi ne dorim ca să ne jucăm mai mult cu copiii și cu toți prietenii noștri și că vrem ca toți oamenii maturi să aibă mai multă energie pentru noi și să nu fie atât de ocupați cu munca. Copii, vreți și voi, ca oamenii maturi, mai mult timp să se joace cu voi? Vreți să-i cântăm un cântecel la moșu ca să îi spunem dorința noastră mare? Mă ajutați să chemăm muzica? Cu toții! 3, 2, să vină muzica! Când
Bravo! Bravo, dragii mei! Fantastic! Da, moșnice, dar, noi nu ne dorim dar, foarte multe, dar ne dorim multă, multă dragoste! Foarte frumos! Ceva mai frumos, moșul n-a ascultat. Și vreau să spun că păstrăm secretul, păstrăm acest secret, cum păstrăm noi secretul așa? Cum, așa facem și păstrăm secretul? Hai cu toții să repetăm, să păstrăm secretul, să nu știe nimeni, 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 de acord? Știe nimeni. Așa, și... Uite așa. Secretul e secret? Așa. Secretul e acum secret, 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 secret? Secret rămâne. Secret, secret. Ura, avem un secret împreună cu Moș Crăciun. Dragii mei, ce spun copiii cu minți și educați atunci când le se îndeplinesc dorințele? Ce spun copiii? Mult? Așa! Dar noi spunem mulțumesc și când se dă cadouri. Așa! Ce spun copiii educați și cu minți atunci când cei maturi le dau cadouri? Da. Le dau cadouri? Da, cadouri. Ce dar... spun copiii educați că li se dau cadouri? Mulțumesc, evident. Dar, Moș Crăciun, noi tare ne bucurăm că tu ești aici cu noi și noi mai vrem să te mai colindăm. Vrei să mai asculți o colindă frumoasă? Mai ascult o colindă? Voi mai aveți colinzi? Mai aveți, da, mai colindați? Noi încă mai avem o colindă, dar, Moș Crăciun, tu până o să aduci toate darurile tale de Crăciun, fetița cu surprize, așa cum toată lumea știe, e pusă pe multe, multe năzbuti și are multe, multe surprize pentru voi. Copii, voi vreți surprize de la fetița cu surprize? Dar voi o iubiți pe fetița cu surprize? Și ca să primiți surprize, știți ce trebuie să facem cu cutiuța mea cu surprize? Să spunem ce? Cuvintele care? Magice! Adică să facem magie? Și voi n-ați uitat cuvintele magice? Ia arătați-mi cum ne pregătim noi! Spatele drept și hop! N-am auzit, ați făcut spatele drept? Încă o dată, spatele drept și... Respirăm adânc și... Și cum zâmbim noi frumos? Și cum facem noi magie, mai țineți minte? Uitați-vă, v-am adus o cutiuță magică și este plină cu surprize. V-am făcut curioși? Vreți să aflați ce este acolo? Atunci trebuie să facem magie, de acord? Dar ca să deschidem această cutiuță magică, trebuie toată lumea să spună cuvintele magice și oamenii maturi, da? Toată lumea, sunteți pregătiți să facem magie? Toată lumea se ridică sus, 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 ne ridicăm de pe scaunele, toată lumea! Copii, ridicați toți oamenii maturi ca magia să funcționeze! Toată lumea se ridică! Copii, ajutați-ne să ridicăm toți oamenii maturi! Și ne pregătim așa, spatele drept și... Respirăm adânc și... Și cum se fim frumos? Îndreptăm mânuțele așa, toate mânuțele să le văd și cei de la balcon. Și mai țineți minte cuvintele magice? Repetăm și... Acum și mai tare, cutiuța asta e foarte magică și nu o să aud așa ușor cuvintele. Încă o dată, mai cu forță, da? 2, 3 și... Vrem surprize o mie! Și cum arătăm noi că suntem curioși? Să
deschidem cutiuța magică, magic. Copii, ce v-am adus eu aici? Ui, stați un picuț, nu așa ușor. Aveți un caiet de autografe de la fetița cu surprize. Toată lumea din sală va primi caietul de autografe a fetiței cu surprize. Puteți să adunați multe, multe autografe. Și câte o ciocolățică. Sunteți pregătiți să primiți cadourile? Acum primesc doar copiii de pe scenă și imediat toată lumea va primi, da? Dar trebuie să spunem cuvintele de mulțumesc, să fim politicoși, da, copii? Cum spunem noi atunci când primim cadouri? Copii, mai tare, eu vreau să aud un mulțumesc, puternic! Uitați-vă că vin cadourile pentru voi, sunteți fericiți? Și eu vreau să vă întreb, ce spun copiii cu minți pentru această frumoasă echipă care v-a făcut bună sărbătoare de azi? Și nu aud! Dată, mulțumim! Încă o dată și mai tare! Bravo! Toți copilașii în această zi vor primi aceste caiete de autografe de la fetița cu surprize și toți copiii pot să-și adune autografe de la mine, de la Bobiță care nu știu pe unde doarme, dar îl avem astăzi pe Moș Crăciun. Veniți un pic mai târziu în hol și Moș Crăciun o să vă lați un autograf, bine? Ne-am înțeles, perfect! Și acum, dacă toți știm să mulțumim, să fim politicoși, vreau toată lumea împreună să spunem mulțumesc! Și să chemăm muzica! 3, 2, 1, mulțumim! Seara aceasta e din toate serile mințe de sărbători. Cea mai aleasă și până în zor de zi, plină de colindători. Galbe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Galbe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Și supra tuturor, din darul magilor, lasă câte ceva. Micul Iisus, căci dar, din dar se face iar raiul spre slava sa. Galbe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Galbe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Noaptea aceasta-n ea are acel ceva, un har ieșit din comun. Fiți așadar mai buni și credeți în minun, cel puțin de Crăciun. Galbe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Galbe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Foarte frumos! Bravo! Dragii noștri,
Noi v-am pregătit multe surprize care o să vină ușor, ușor, una după alta. Dar mai întâi de toate vrem să mulțumim tuturor celor ce au făcut această zi să fie una minunată. Au făcut ca voi să puteți primi daruri și să fiți aici prezenți alături de noi și să facem împreună magie. Vreți să-i spunem mulțumesc unei doamne care vrea să ne ureze un an nou frumos? Sunteți pregătiți? Aplaudăm! Doamna Angela Cutasevici, viceprimar a municipiului Chișinău! Bună ziua, aplauze! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, copilași! Copilași, vreau să vă zic că magia sărbătorilor de iarnă a început astăzi cu această activitate frumoasă. Fetița cu surprize a venit cu multe surprize și activități de voie bună pentru voi, copii frumoși, cu minți. Dragii noștri, Primăria Municipiului Chișinău a susținut cu mult drag această activitate, astfel ca voi să fiți fericiți, împliniți, să aveți vise realizate. Eu sunt sigură că noaptea de Revelion, noaptea de Crăciun, va contribui la împlinirea viselor voastre. Pentru asta trebuie să visați, să știți ce vă doriți și cu siguranță moșul va face să devină visul realitate. Să trăiți, să înfloriți mulți ani fericiți și la anul care vine să ne auzim de bine! Mulți ani, copii, fericiți! Sănătate vouă! Vă mulțumim tare mult organizatorilor care a venit cu inițiativa aceasta frumoasă și să știți că vom sprijini toate evenimentele frumoase care fac copiii noștri fericiți. Vă mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult primăriei, municipiului Chișinău și Direcției Culturii! Copii, dar voi sunteți fericiți? Da! V-a plăcut petrecerea? Cum mulțumim noi și chemăm muzica? Mulțumim și mulțumim Primăriei Municipiului Chișinău și Direcția Culturii. Și acum chemăm muzica. 3, 2, 1, muzica! Este un cuvânt pe lume plin de multă înțelepciune și eu zilnic îl rostesc. Ce cuvânt e mulțumesc? Numai de îl spui îndată te respectă lumea toată. Scurt cuvântul, dar cu rost, să-l ții minte pe de rost. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc,
ne bucurăm enorm că ați fost aici alături de noi. Vrem să vă mai spunem un secret. Vă plac secretele? Da! Să veniți pe pagina de Facebook a Fetițe cu Surprize, că acolo am pregătit multe, multe secrete pentru voi. Și pe pagina de Instagram și pe canalul de YouTube. Acolo am multe, multe video unde descoperim împreună cuvintele magice și multe, multe surprize. Ne-am înțeles? Tema muzica? 3, 2, 1, să vină muzica! Spectacolul s-a terminat, da, da! A fost frumos și minunat, da! Ce iute timpul a trecut! La despărțire vă sărut. Nu poți da timpul înapoi, dar o să-mi fie dor de voi. Mult ne-ați plăcut și e firesc, mereu de voi să-mi amintesc. La revedere, pa, goodbye. E bine când cum am cântat și am dansat și cât de bine ne-am distrat. Să știți, copii,